despre că în educația medicală primară a tinerilor fete, de exemplu, în liceu, trebuie să, sau chiar în școala generală, în gimnaziu, trebuie să intre autopalparea. Este obligatorie pentru depistarea eventualelor anomalii. De fapt, ce înseamnă această educație medicală? Ne învață să avem grijă de noi. Când o femeie palpează ceva, o nodularitate, o zonă care este altfel, un nodul care este mobil sau nu, important este ca ea să meargă la medic și să facă o investigație, o ecografie mamară de obicei sau mamografie. Peste 80% dintre formațiunile din sân nu înseamnă cancer. Frecvent apare fibroadenomul, o tumoră benignă solidă, și foarte frecvent apar chisturile în sân, formațiuni nepericuloase pline cu lichid. Atâta timp cât formațiunea respectivă este tipic benignă, tipic sugestivă pentru un fibroadenom, iar formațiunea este de dimensiuni, să zicem, reduse sau, eu știu, până într-un centimetru, doi, este suficient să o monitorizăm. Dacă formațiunea apare însă la o persoană, de exemplu, cu un risc mare, fie că ea a mai avut un cancer, fie că mama, sora au avut cancer mamar, atunci putem să ne gândim că ar trebui poate biopsiată și să fim siguri că este într-adevăr un nodul benign. Altfel, un nodul benign tipic nu trebuie biopsiat. Medicul vă spune la ce interval de timp trebuie să veniți la o ecografie. Când palpați sânul, palpați și axila. Sub braț, găsiți lanțuri de 20-40 de ganglioni. Îi putem palpa dacă sunt mai mari sau uneori sunt inflamați, dar nu trebuie să uităm totuși că uneori primul semn este un nodul în axilă care se dovedește a fi de la un cancer din sân pe care ea nu l-a palpat. Cancerul de sân e cel mai frecvent tip de cancer care apare la sexul feminin. Din acest motiv, o ecografie de sân se face anual din tinerețe, iar după 40 de ani, ecografie, plus mamografie la fiecare 2 ani. Aceasta este educația medicală elementară. Așa pot fi vizualizate tumori maligne, cancer adică, de câțiva milimetri. O tumoră malignă se poate palpa abia când are 2 centimetri. Cancerul de sân, descoperit când are doar câțiva milimetri, este perfect curabil.